Problema recuperării datoriilor uriașe pe care bețivii și accidentații internați la centrul de primire urgență le au față de sistemul de sănătate este reluată mereu de responsabilii care gestionează problemele de sănătate. Casa Județeană de Asigurări de Sănătate face mereu presiune asupra conducerilor de spitale pe care le somează să strângă cu ușa pe datornici. Lucrul nu este simplu, cu atât mai mult cu cât spitalele nu prea au pârghii de constrângerea datornicilor și mai ales că, după 3 ani, aceste datorii se prescriu. Deci noi am primit în luna august o adresă de la Casa de Asigurări în care dau citire. Deci, conform dispozițiilor articolului din protocolul care îl constituie comunicarea lunară către casă a unei evidențe distincte a cazurilor ce fac obiectul articolului 320 din legea 95/2006. În articolul 320 se spune: persoanele care prin faptele lor aduc daune sănătății altei persoane, precum și daune sănătății propriei persoane, din culpă, răspund potrivit legii și au obligația să repare prejudiciul cauzat furnizorului de servicii medicale, reprezentând cheltuielile efective ocazionate de asistența medicală acordată. Debitele identificate în aceste cazuri trebuie urmărite de serviciul juridic și virate Cjas, căreia spitalului comunică lunar măsurile luate în vederea recuperării debitelor reprezentând asistența medicală a acestor cazuri pentru anii 2013, 2014 și 2015. De asemenea, vor trebui să raporteze și fiecare situație în care aceste cheltuieli nu au putut fi recuperate și cauzele care au dus la astfel de situație. Sumele, reprezentând cheltuielile efective, vor fi recuperate de către furnizorii de servicii medicale. Pentru litigiile, având ca obiect recuperarea acestor sume, furnizorii de servicii medicale se subrogă în toate drepturile și obligațiile procesuale ale caselor de asigurări de sănătate și dobândesc calitatea procesuală a acestora în toate procesele și cererile aflate pe rolul instanțelor judecătorești, indiferent de faza de judecată. Conducerile de spitale vor trebui să raporteze și fiecare situație în care aceste cheltuieli n-au putut fi recuperate și cauzele care au dus la o asemenea situație. Astfel, debitele identificate pentru toate cazurile care fac obiectul articolului 320 vor fi urmărite de unitatea dumneavoastră sanitară cu paturi, cu maximă responsabilitate, recuperate și virate la Casa Neamț. Având în vedere aceste aspecte, solicităm comunicarea măsurilor luate de unitatea dumneavoastră sanitară cu paturi pentru recuperarea sumelor reprezentând cheltuielile ocazionate de acordarea asistenței medicale persoanelor vătămate în accidente rutiere și agresiuni până la data de 31.07.2016. Stadiul recuperării acestor sume pentru fiecare caz raportat la casă, parte vătămată, precum și măsurile legale pe care le-ați luat pentru fiecare din situații în care nu s-a putut realiza recuperarea sumelor respective. De asemenea, solicităm să ne precizați dacă toate sumele reprezentând cheltuieli ocazionale ocazionate de acordarea asistenței medicale persoanelor vătămate în accidente rutiere și agresiuni recuperate de dumneavoastră. Conducerea spitalului a dispus ca serviciul juridic să facă adrese scrise către toți debitorii implicați în agresiuni și în cazul accidentelor rutiere prin care îi somează să plătească cheltuielile de spitalizare. Acest lucru a nemulțumit pacienții aflați în asemenea situații care au început să facă reclamații peste tot. Am fost nevoiți să facem adrese către toți cei care au fost implicați în aceste agresiuni sau accidente rutiere. Într-o parte de dosare, noi avem hotărârile judecătorești definitive și atunci știm exact care este vinovatul și am făcut o adresă către cei vinovați în care le-am spus care este prejudiciul să vină în termen de 5 zile și să achite la sediu. O parte au venit, dar pentru cei care noi nu avem din partea judecătorilor nicio hotărâre, atunci, normal, trebuia să... Noi avem doar pacienții, da? Trebuia să facem adresa în numele pacienților, dar în numele pacienților nu li se spune veniți și aduceți banii sau... Adresa sună la genul. Ca urmare a internării dumneavoastră în perioada la spitalul și cu foaia, motivat de un incident violent, eveniment rutier, vă aducem la cunoștință că faptul că serviciile medicale acordate au fost în valoare de...
Demersurile de recuperare ale sumelor datorate de bețivi și accidentați sunt foarte greoaie. Dificultatea intervine și din faptul că există foarte multe cazuri în care victimele unor agresiuni se împacă cu agresorii și atunci, conform legii, polițiștii încetează urmărirea penală a agresorilor, spitalul rămânând să se bată cu morile de vânt. Pe de altă parte, greutatea recuperării acestor servicii vine din faptul că instanțele rezolvă destul de greu astfel de cazuri, din cauza supraaglomerării acestora, asemenea procese durând foarte mult, uneori depășind 3 ani, situații în care intervine terminul de prescripție. În cazul accidentelor rutiere în care există deja hotărâri judecătorești, facturile sunt trimise către firmele de asigurări, de unde trebuie recuperate aceste cheltuieli. Doctorița Maria Andriș susține că există cazuri în care un pacient rănit într-un accident rutier, de exemplu cu fracturi la ambele picioare, sunt foarte ridicate pentru că acestea necesită ospitalizare de o lună, o lună și jumătate. Cheltuielile medicale pentru o zi de spitalizare se ridică la 3 milioane de lei vechi pe zi, ceea ce într-o lună ajung undeva la 100 de milioane, sumă enormă și uneori imposibil de recuperat.